Comitetul Județean pentru Situații de Urgență comunică faptul că din lotul ABV 2856 s-au primit în județ în data de 12 februarie 2380 de doze de vaccin AstraZeneca. Acestea au fost administrate cetățenilor care au optat pentru imunizare și s-au înscris pe platforma de programare, astfel 230 de doze de vaccin în data de 12 februarie, 540 de doze de vaccin în 15 februarie, 220 de doze în data de 17 februarie, 120 de doze de vaccin în data data de 19 februarie și 370 de doze în data de 22 februarie. Toate aceste doze au fost administrate cetățenilor în două centre de vaccinare. Asociația Grupul de Acțiune Locală din Baia Mare, respectiv sala de sport a școlii gimnaziale Ioan Mihali de Apșa, din Sighetul Marmației. În prezent nu sunt în stoc la Direcția de Sănătate Publică sau în cele două centre de vaccinare. Doze de vaccin din lotul cu probleme. Cetățenii imunizați cu vaccinul AstraZeneca din lotul ABV 2856 sunt rugați ca în situația apariției unor probleme de sănătate, să anunțe medicul de familie respectiv Direcția de Sănătate Publică Maramureș și să se prezinte la medic.